Bună ziua! Așa cum vă spuneam, am venit și la cea mai nouă gară construită. Face parte din același proiect de reconstrucție a podului peste râul Argeș, pe linia feroviară București-Giurgiu. Are trei linii, două care vor fi folosite și una de așteptare, plus încă un spațiu creat pentru o eventuală construcție a unei noi linii. Această nouă gară este dotată cu cele mai moderne sisteme și camere pentru luat vederi și instalații de sonorizare și instalații de semnalizare, după cum vedeți, și sunt aplicate și pentru persoane cu dizabilități. Este o gară, chiar dacă micuță, cochetă, ceea ce este important pentru bucureșteni și nu numai, este că este în proximitatea unor obiective care pot fi vizitate. Este destul de aproape Mănăstirea Comana, Parcul Național Protejat din zona Comana. Este un loc de agrement care poate fi accesat începând cu 1 iunie și cu trenul. Deci începând de la 1 iunie, 7 perechi de trenuri pentru început. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat că va ține și o procedură competitivă pentru toți operatorii feroviari de călători. Ca să suplimenteze aceste 7 perechi de trenuri în funcție de cerere între București și Giurgiu, să avem mai multe rute feroviare care să facă această legătură feroviară, care a fost prima din România, prima cale ferată construită. O zonă foarte liniștită, chiar lângă mai este o bisericuță din lemn. Au fost, pentru că este într-o zonă naturală protejată, au fost respectate toate obiectivele de mediu cuprinse în acordul de mediu. Discutam mai devreme cu constructorul, au fost realizate chiar și sisteme de subtraversare a căii ferate de către animale care nu pot trece peste calea ferată, gen broască țestoasă. Sunt accesibile, așa cum vedeți, și pentru persoane cu dizabilități.
trecere la nivel cu calea ferată este foarte facilă. Sunt panourile de afisaj, plecări, sosiri. Așa cum vă spuneam, sunt și camere pentru luat vederi pe toată, în toate zonele. Să vedem, aici o mică sală de așteptare la interior. Deci punctul de informații, punctul de care este și accesibil persoanele cu dizabilități, adică e făcut, construit să poată fi accesibil de jos, din scaun. Grupuri sanitare. Deci pentru persoane cu dizabilități. Aici celelalte grupuri sanitare. Am spus o gară, nu mare, o gară mică, cochetă și dispozitive pentru biciclete. Iar de aici se iese din această gară. În partea stângă este Parcul Natural Comana, Mănăstirea Comana și alte obiective. Cam așa arată cea mai nouă gară construită în România, care va fi dată în trafic începând cu data de 1 iunie. Sper să fie folosită de cât mai mulți turiști, de cât mai mulți locuitori din această zonă care vor să vină în București, în așa fel încât să ne atingem obiectivul de a prelua călători pe sistem.